Bursa de Valori București închide ședința de vineri cu un minus de 1% după o creștere de 0,76% a indicelui BET raportat la ultimele 7 zile. În 2023, indicele BET Aero are cea mai bună evoluție, plus 7,3%. Urmează pe TNG cu un avans de 5,9%. Trecem la bursele americane. S&P 500 și Nasdaq au închis vineri la cele mai înalte niveluri din 2023. Cei trei indici principali au înregistrat creșteri săptămâna trecută. S&P 500 2,7%, iar Dow Jones 2%. Nasdaq s-a apreciat cu 4,8%, cel mai mare câștig procentual săptămânal din 11 noiembrie. Cum se vor mișca bursele săptămâna asta? Mergem la Șerban Flora, fondator Selective Capital. Salutare, mulțumim găsit pentru prezență. Hai să vedem. Mulțumesc pentru invitație. Hai să vedem în primul rând cum ar arăta bursele în Statele Unite. În 2023, energia a început treptat să pierde teren, iar companiile tech parcă revin în top. Cel puțin asta indică creșterile substanțiale pe care le avem pe Nasdaq. Este acesta trendul pe care îl va urma piața cel puțin la început de 2023? Vorbim aici trimestrul 1, trimestrul 2? Se pare că este momentul în care de obicei se fac diferite predicții pentru ceea ce se va întâmpla în anul care vine. Desigur, începutul este important, dar de asemenea și sfârșitul este important. Și dacă mă refer la sfârșit, mai întâi cel tocmai care s-a încheiat 2022, am fost văduviți practic de un raliu de sfârșit de an, și anume de acel raliu de Crăciun tradițional. Dar iată că începutul din 2023 arată de fapt repoziționările fondurilor instituționale, pentru că de fapt se știe că sfârșitul de an și începutul de an este dominat de către acestea. Și în 2022 trebuie să ținem cont de faptul că sunt foarte multe companii de tehnologie care au pierdut extrem de mult teren și, din păcate, matematica ne învață că la o scădere de 20, 30, 50, 70%, să o luăm chiar pe ultima 70%, avem nevoie de o creștere de peste 233% ca să ne revenim complet. Și atunci este normal, probabil la acest început de an, să vedem că acele companii care au fost cenușăreasa pieței bursiere, acum sunt cele care sunt primele în acest rebound tehnic. Până însă să putem trage o concluzie, trebuie să ținem cont de faptul că avem o tranziție importantă în fundamentul economic, și anume de la o inflație îngrijorătoare. Acum trecem, retorica pieței se schimbă, se duce către partea de recesiune, dacă avem, dacă nu vom avea recesiune, și aceasta va fi tema principală a piețelor de capital. Și în funcție de aceasta, desigur, sectoarele care vor fi favorizate în cazul în care recesiunea nu va fi atât de profundă, poate chiar va fi evitată în Statele Unite, sunt semne că s-ar putea întâmpla acest lucru. Probabil că sectorul tehnologic își va continua această revenire. Dacă însă recesiunea nu ne va da pace și va fi poate mai complicată decât mulți se așteaptă acum cu optimism la început de an, probabil că celelalte sectoare tradiționale, defensive, de utilități sau mai știu eu, chiar de energie, până la urmă, chiar după acest avans susținut de anul trecut, vor fi cele care vor domina creșterea sau o scădere mai puțin abruptă în piața de capital în viitor. Am văzut acum că piața secundară de la Bursa de Valori București a început în forță anul ăsta și voiam să vă întreb, credeți că poate să continue la fel? Ar putea să recupereze cele peste 20% pe care le-a pierdut anul trecut? Bursa românească se află în siajul burselor internaționale. Este normal să fie așa, pentru că avem nevoie de repere și desigur, referul internațional este important. Cu toate acestea, avem anumite particularități și aceste particularități, da, într-adevăr, sunt mult mai pregnante în această piață mai mică, și anume BET Aero,
rampa de lansare către piața regulă. Și aici avem o dominație din partea companiilor, iată, chiar de soft sau de tehnologie, una dintre ele, dar energie alternativă, dacă mă gândesc la Sintel, și, desigur, companiile agricole. Pentru că avem o pondere atât de mare din partea zonei agricole, lucru care, de fapt, ne-a bucurat la momentul ofertelor primare, totuși ar putea să ne aducă probleme în viitorul apropiat și vreau să atrag atenția asupra faptului că, din păcate, suntem în ianuarie și vremea nu prea ne ajută și iată că e posibil, da, într-adevăr, și astfel de lucruri să se întâmple și să dea peste cap planurile pe care și le fac anumiți manageri din zona agricolă. Și, de asemenea, mai vreau să atrag atenția un aspect. De fapt, finanțarea din zona agricolă s-a dus chiar către retehnologizare, dar procesul este în continuă transformare, nu este departe încheiat. Sunt optimist, normal, pentru că este în început de an și îmi place să fiu optimist mai mult decât poate mulți. Dar cred că trebuie să fim atenți și să fim realiști că riscurile anului 2023 încă nu s-au etalat deocamdată și deja avem câteva semnale de alarmă la care, desigur, trebuie doar să fim atenți, astfel încât să putem să le gestionăm corespunzător. Bun, și cum ar arăta, așa, o ultimă întrebare, cum ar arăta dividendele în 2023 la Bursa de Valori București, în condițiile în care în 2022 am văzut, mai ales în cazul companiilor din energie, am avut niște dividende record, dar în 2023 raportările s-ar putea să nu mai fie atât de bune ca anul trecut, atât în cazul companiilor de energie, cât și a restul companiilor, vorbim aici. Da, dividendele sunt iarăși o altă particularitate a pieței de capital românești și probabil sunt cele care au făcut ca declinul pieței de capital să fie chiar mai scăzut anul trecut față de multe alte burse chiar din zona noastră sau europene. Și vor continua să joace un rol important în ecuația celor care doresc să investească pe bursă și, de asemenea, reprezintă un avantaj pentru bursa românească, un avantaj care este foarte bine perceput de către cei care participă activ în această piață. Și cred că, da, într-adevăr, cam știu la ce anume v-ați referit și este vorba de acea ordonanță și dacă această ordonanță va ciopărți profiturile companiilor de energie. Posibil că da. Sunt diferite speculații de fiecare dată când, din păcate, când politicul își are implicații negative asupra economicului și acestea de obicei sunt inopinante. Sau inopinante, de fapt. Și nu pot să aducă decât volatilitate și încet care, desigur, este cauzată de incertitudine, iar mai departe, cotațiile, din păcate, nu au o evoluție îmbucurătoare. Cu toate acestea, cred că există destul de mult câștig din partea altor companii și un nivel important este al dividendului special pe care probabil fondul proprietatea dacă reușește să listeze hidroelectrica și Salrom, ar putea după aceea să ducă la nivel mediu al tuturor dividendelor de piață de capital să-l ridice ștacheta foarte, foarte sus. Bun, mulțumim mult pentru discuție. Consider că dividendul, fondul proprietate, este cel care este cel mai important de urmărit de către toți participanții din piața română. Într-adevăr, am mai discutat aici la Ce câștigați, cele mai importante două evenimente pe bursa locală, cel puțin
în 2023. Se poate să fie chiar listarea hidroelectrica și CCP-ul. Să vedem cum va sta situația și acolo. Mulțumim mult pentru discuție și sperăm să ne vedem și cu vești din ce în ce mai bune în 2023. O zi profitabilă în continuare. Mulțumim și spor. Așa să fie. Doamne.